Ideea asta ne-a venit acum 3 ani de zile, când am făcut primul nostru videomapping și ne-am gândit cât de frumos ar fi să facem pe această clădire atât de mare, 23.000 de metri pătrați de videoproiecție. The size matters. It's, first of all, the resolution is really high to get a good quality. And the whole process is you know, 4 times more than in a smaller building or just in doing a normal 3D animation. It's an enormous big job. There are more than 100 projectors, but each screen has 8 projectors stuck and shooting exactly the same positions. We made a big screen. We were responsible to do the 3D model of the building, so we scanned the building with a laser scan. When the model was ready, then we sent this model out to the other artists, and we tried to select different styles. Am folosit 104 videoproiectoare care au fost împărțite în 6 turnuri. Un cluster de proiectoare formează o singură imagine, ceea ce înseamnă că proiectoarele sunt aliniate la nivel de pixel. All the projectors are connected to network and all the projector has IP addresses itself. So we control via network just sitting in a box just in front of the tower. Cu ajutorul acestei rețele noi putem monitoriza statusul proiectoarelor în oricare moment. Ales DZ21K, mai ales datorită dimensiunii. Fiind un proiector atât de robust, am putut să facem stacuri de foarte multe proiectoare. With this projector, just only 2 person is required, so it's like a 40 kilos more or less, and it can be very easy to carry to and make it into towers. Rezoluția, capacitățile sale de control de la distanță, stabilitatea lui. Faptul că acest proiector consumă foarte puțin curent, dacă foloseam alte proiectoare, probabil am fi avut nevoie de o mini-hidrocentrală în spate ca să putem să facem show-ul. And this has 4 lamps, so because this is usually not happen, but if one lamp is exploded, but show can go on to the end. Ne-am bucurat că organizatorii au ales videoproiectoarele Panasonic. Au dimensiuni destul de reduse și sunt extrem de fiabile. La un eveniment de asemenea proporții, era firesc să oferim tot suportul tehnic pe care organizatorii l-au solicitat. În cifre, la evenimentul de aseară au asistat 60.000 de oameni. 60.000 de oameni au urmărit o proiecție de 23.000 de metri pătrați. Și reacția lor a justificat din plin cele 6 luni de muncă pentru realizarea acestui proiect.